protestul studentului teolog Cristi Călin, exmatriculat după retragerea binecuvântării arhierești de către înalt preasfințitul Ioachim Băcăuanu, s-a mutat la începutul acestei săptămâni în fața Patriarhiei Române, acesta solicitând sprijinul acesteia pentru a fi reprimit la cursuri. În ianuarie am primit din nou din aceeași poveste care a fost, din nou decizia de exmatriculare. Din nou m-a exmatriculat și de la Arad. Deci am fost de două ori exmatriculat din Facultatea de Teologie. Vi s-a cerut vreodată motivul pentru care ați... Nu m-a chemat nimeni, nu m-a întrebat nimeni nimic pentru care îmi retrage binecuvântarea. Au dat doar niște explicații că acestea sunt motivele. M-au acuzat că am adus niște acuzații la adresa sfinților părinți de la Sfântul Sinod, ceea ce nu este adevărat. Episcopilor n-am adus niciun acuzații, că am fost cercetat de poliție. N-am fost niciodată cercetat de poliție, pentru că cercetările poate să te acuzi oricine. Să faci cercetări și dacă nu sunt adevărate, atunci nu se ia nicio măsură. Se poate dovedi treaba asta. Am fost acuzat de către arhiepiscopie că am făcut publice niște afirmații din cuprinsul Eparhiei Române și a Bacăului, dar am făcut publice, dar acele afirmații sunt adevărate. Pentru că arhiepiscopul Romul și a Bacăului știe de orientările acelui om, acelui starez de la mănăstire. Și drept urmare că am îndrăznit să vin și au mai fost cazuri în Biserica Ortodoxă Română în decursul anilor aceștia, de la 89 și până acum, când tineri, preoți, s-au propus astfel de momente și atunci au venit și au spus episcopul, în loc să iei măsuri să rezolvi cazul și să fie sancționat cel care este vinovat, l-au sancționat tot pe cel care a fost ori abuzat, ori... Dar trebuia să fiu anul 3 de facultate de teologie și acum nu mai sunt nimic. Am pierdut 2 ani la Alba Iulia, acum am mai pierdut încă un an la Arad, deci am pierdut 3 ani în viață. Cazul a fost semnalat Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Probleme ale Minorităților Naționale din Camera Deputaților. Într-adevăr am fost sesizat de acest tânăr care dorește să studieze la Facultatea de Teologie. Am fost... evident, neplăcut, surprins și impresionat de cazul dânsului, de abuzurile la care a fost supus și de faptul că Biserica Ortodoxă, în loc să încheteze plângerea acestui tânăr, care a reclamat faptul că i s-au cerut favoruri sexuale la o mănăstire, așadar, în loc ca biserica să încheteze acest caz, a decis să-l pedepsească, să pedepsească victima, retrăgându-i binecuvântarea necesară pentru a fi student la teologie. Deputatul consideră că acest caz trebuie analizat cu multă atenție pentru că el dezvăluie o serie de realități din sânul bisericii care nu trebuie eludate. Știm bine că există acele cazuri de abuz sexual care au șocat întreaga lume în Biserica Catolică, dar sunt tot mai multe informații că se întâmplă, iată, abuzuri de natură sexuală și în cadrul Bisericii Ortodoxe. Eu sper foarte mult ca biserica să fie deschisă și să încheteze cu maximă seriozitate și acuratețe astfel de relatări. De asemenea, este de datoria instituțiilor statului să se implice. Eu voi aduce acest caz în dezbaterea Comisiei de Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, din care fac parte. Sesiunea parlamentară va începe în curând, la începutul lunii februarie. Voi aduce așadar această temă pe agenda comisiei și voi face un memoriu și către Ministerul Educației. Parlamentarul apreciază faptul că înțelegerea dintre Ministerul Educației Naționale și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este neconstituțională pentru că restricțiile de ordin administrativ încalcă articolul 32 din Constituție, care asigură dreptul oricărui cetățean la învățătură și educație ca unul dintre drepturile cetățenești fundamentale. Pentru ca o persoană să urmeze cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă. Or, acea binecuvântare sau existența acestei obligativități, în opinia mea, ar putea să încalce articolul 32 din Constituție, care garantează dreptul la învățătură. Ori acest drept trebuie exercitat fără niciun fel de astfel de restricții care sunt de ordin administrativ. Cred că orice persoană, dacă dorește, ar trebui să aibă șansa să poată să studieze la Facultatea de Teologie, ortodoxă, catolică sau la orice altă facultate.
dacă primește sau nu o binecuvântare. Imaginați-vă o situație în care cineva vrea să studieze la facultatea de teologie fără a fi ortodox. Poate este o persoană cu altă credință, nu știu, să spunem un budist sau un catolic, sau poate chiar o persoană fără religie, un agnostic sau un ateu, care pur și simplu dorește să studieze teologie pentru propria dorință de cunoaștere. Excepția de neconstituționalitate va putea fi pronunțată de Curtea Constituțională a României după ce studentul exmatriculat se va adresa unei instanțe de judecată, ce urmează a se pronunța privind plângerea studentului exmatriculat împotriva nealpreasfințitului Ioachim Băcăuanu. Se poate ajunge, dacă studentul respectiv va iniția o acțiune în instanță și în cadrul acestei acțiuni va formula o excepție de neconstituționalitate cu privire la acel protocol încheiat între Ministerul Educației și Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, iar în excepție de neconstituționalitate va arăta că acea binecuvântare cerută încalcă articolul 32 din Constituție. Declararea neconstituționalității unei înțelegeri dintre Ministerul Educației și Biserica Ortodoxă Română va înlătura posibilitatea apariției multor abuzuri administrative în ceea ce privește dreptul la învățătură al unui cetățean, indiferent de etnie, naționalitate sau sex. Acest demers este însă unul de lungă durată și va însemna o luptă a unui student sărac și lipsit de resurse materiale cu Biserica Ortodoxă Română.